Panică la un liceu din Timișoara, o alertă cu bombă i-a pus pe jar pe elevi, cadrele didactice și autorități. Autorul, un elev de 16 ani, care este la al 7-a infracțiune de acest fel, plătește amendă după amendă, dar nu se potolește. De această dată a vizat Colegiul Național Ana Aslan, unde 500 de elevi și profesori au fost evacuați, iar forțele de intervenție au scotocit toată clădirea. Ca de fiecare dată, s-a dovedit o farsă. Era ora prânzului când un tânăr a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că în liceul aflat în centrul orașului a fost amplasată o bombă. Imediat s-a dat alerta, iar elevii și profesorii au ieșit cât au putut de repede. Prima oară am crezut că a fost exercițiu, dar când am văzut că e pe bune, am ieșit toți. Persoane care n-au ghiozane și chestii mor de frig și fără geacă, fără nimic și da. Și acum mai 8 grade în Timișoara și cam... Da. S-a sunat de 3 ori alarma și am coborât cât s-a putut de repede. Pompierii, polițiștii, jandarmii și luptătorii SRI au ajuns de urgență și au izolat zona. De asemenea, au interzis accesul pe trotuarul din fața liceului, iar pompierii și pirotehniștii au trecut la verificări, clasă după clasă. După aproape o oră, au anunțat că nu a fost decât o alarmă falsă. Colegii de la echipa de suport, SAS, jandar, poliția, intervenit pentru verificarea tuturor spațiilor. Nu s-au identificat Aceasta este cea de-a 7-a alarmă cu bombă înregistrată în Timișoara în acest an. De fiecare dată au fost mobilizate importante forțe de ordine și vorbim de jandarmi, polițiști, pompieri, ofițeri SRI și ambulanțe. Și tot de fiecare dată autorul alarmelor a fost depistat. Este vorba de un tânăr de 16 ani care sună la 112 și anunță existența unui dispozitiv explozibil în câte o clădire. Chiar dacă de cele mai multe ori astfel de alarme se dovedesc a fi false, forțele de intervenție trebuie să se deplaseze la locul respectiv, să evacueze oamenii și să găsească potențialul pericol. Astfel se consumă foarte mulți bani și combustibil. Mai mult sunt blocate mașini de intervenții care pot fi folosite în alte situații. Alertarea falsă a autorităților se sancționează cu amendă între 2.000 și 4.000 de lei. Atunci când contravenientul nu își achită debitul, finanțele pot să ceară transformarea amenzii în zile de muncă în folosul comunității. Mai trebuie spus că în cazul minorilor, responsabili sunt părinții. Cu alte cuvinte, aceștia vor trebui să achite amenda încasată de copiii lor.